Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de FT 15. Astăzi avem meciul cu Barcelona și cu Bayern München. Astăzi este și colegul meu, Marian, alături de mine. Vorbește-mă. Salutare. Și trebuie să facem un meci foarte bun cu Barcelona pentru a ne califica mai departe și să nu pierdem locul, primul loc mai exact. Echipa mea este tot aceea, îmi poartă Cruz, Honda și sunt Copper, Herters, Hampton, Dans, prieten! Dans, mijlocașul Meha, Neg, Maxim. Iar atacanții sunt Vardy și Vardiș. După aia vreau să dau contract cu unul, să vedem dacă accept. O să jucăm în roșu mai bine, ca să lăsăm pe Barcelona să facem în echipul clasic, pentru că sunt și la ei acasă și... Să nu fim zgârciomani mai exact. Eu vreau să fim zgârciomani. Ne bate să ne sună pe cap. Am făcut 0-0 cu Borussia Dortmund episodul trecut. Da, și am bătut pe Stuttgart cu 2-0. Din ce în ce avem niște avem niște meciuri foarte cât pe ce să foarte proaste. Foarte proaste, da. Cât pe ce pentru că n-ai jucător bun ca să ți ducă meciurile. Uite, cum îl cheamă pe ăla? Hați că zic. Ia joacă tu cu ăla. Păi dacă Pește a avut echipa că mi-a dat ofertă că nu-l trebuie să las eu pe con, pe con. Este tot aici în Germania, o să vă arăt echipa. Are o emblemă albă cu roșu. Și avea niște jucători de nota, să nu spunem 10, dar de 8 i avea. Acestea sunt cam de nota 2. 5. Pe aici mă că dintre clasa asta. Tens acum către... Putem deschide. Și așa nu era... Apărase portarul, bravo. Dar era fost offside. Acum o Vardy. Vardy cred că a fost și mai mult transfer. L-a luat de la Leicester. Mi se pare, nu știu cât a dat el, mi se pare Gel că... pe Messi. Nu pot fi scump, e 117 milioane. Și o să ceară mai mult. O să zic că să negociem. Și... Gol, Piqué! Fundașul Piqué aici, băieți, cum s-a dus da, fundașul! A driblat toată echipa noastră, s-a dus fundașul. Ai trecut de 2 și al 3-lea lumea, nu știu să-i bagi tecnic, chiar dacă luam roșu. Băieți, aici, genialul Piqué trece de toată echipa. Noi mai suntem în grupă cu cum ar fi, suntem noi, în Barcelona, Galatasaray și Marseille. Am bătut pe Galatasaray și pe Marseille. Ba nu cred că am da, cu Galatasaray. Da, da. Da, fi, nu mai mai aduc aminte. Da, ba, a, da, da, am jucat. Genialul Piqué cum a trecut de toată echipa. Vreau să rămânem pe locul întâi pentru a ne califica mai departe, să nu rămânem la bară și lovitură liberă. Aude aici. Fiți atenți ce gol aici cu sa... Gol! Lasă-o, bă! Lasă-o, mă, două, mă, să ai dracu, am spus că e gol, mă. Tu șutai, nu? Da. Copăr. Aude, mă. Bravo, ce vrea, cu oamice peste poartă, dar... În poartă. Chiar așa vrea el să facă, da. Revenim un meci spectaculos. Și mai avem șanse să învingem. Copăr. Dar tot rămân mirat cum a dat Piqué, a trecut și de 2 jucători. Și a și marcat. Genial un Piqué. Gerard Piqué. Mamă, mamă, ce e aici, ce intervenție frumoasă. Nu, aici. nu. A, vreau zic că o să-mi dea galben. Și egalăm băieții în, până la pauză, să vedem după pauză. Putem să îi învingem sau nu. Vom revedea. Așa, și am revenit cu repriza a doua, este 1-1 dintre echipa noastră și Barcelona. Sper să-i ba... Vardy! Vardy aici! Vardy! Pasează! Că... A, nu era Vardy, scuzați-mă, era... Acela a fost Vardy, dar sper să recuperăm aici. Aici către... Nu știu cum vine apăsa. Aici, ăsta... Și gol! 2-1! Stoppel cam! Fac eu... Ăsta... Și ăsta este gol. Aici am lucrat, dar pasă aceasta, nu puteți putea să văd cine a fost acesta aici. A fost ăla, Hellblot. Wow, ce bine a pasat aici. A dat din prima, nicio șansă, bravo. Nicio șansă. A uitat la mingea, parcă a fost un lucru care a fost înghețat. Și aici a prins pasa către Vardy, Vardy se duce, Vardy întoarce mingea, Vardy pasează. Da, și urmă argumenta. Comentez mingea. Ce să sperăm?
Meha, Meha Meblia, Maxim, am dat prea înapoi, dar nu este nimic, Vardy, Vardy, dacă reușeau o pasă bună, puteam să și marcăm, acum Mascherano, cred că este, sau Alves, Vardy, Vardy, nu pot să cred, dar nici noi nu ne lăsăm de aici. Și bravo apără Vardy, Vardy, Vardy ține balonul în joc. Piqué, Piqué, nu pot să cred că o joacă acest Piqué, acest pariul, Piqué, 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 Piqué. Cred că este cel mai bun fundaș dreapta. Sau stânga, nu știu ce este, dreapta sau stânga sau chiar central, nu știu ce este. Ajungem la acest balon, sper să ajungem să se recuperăm, excelent. Aici, întoarcem aici, așa, dar Meha a fost ca în spate, dar nu este nicio problemă, Vardy. Vardy, bravo, și este corner, ultima fază a acestui meci. Copăr, Copăr, omul care a egalat. Și ce ocazie aici, uite-te-mă. A dat aici, au fost prea mulți amul la grămadă, pentru că dacă nu erau, este din nou corner. Și dacă nu, cu asta, dacă nu erau acolo, cred că marcau un gol de 3 la 1. Așa, cât pe cer. Da, revenim cu meciul de cu Bayern München. Începem meciul cu Bayern München. Se prezintă aici, să dăm puțin mai în față pentru a prezenta echipa. Lewandowski, Ribery, Schweinsteiger, Götze, Lahm, Robert. Ce echipă fenomenală și Neuer în poartă. Și fundașii cred că sunt Bernat și nu mai știu cum. Începe meciul, doamnelor și domnilor. Sper să facem un meci foarte, foarte bun. Maxim către Nagle, Nagle. Acum șa... Vardy, 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 Neuer, prinde. Adică nu prinde. Un fel de... a boxat într-un fel, dar... foarte bine. Copăr, omul meciului cu Barcelona, cred. Acum aici sper să învingem pentru a rămâne pe primul loc în campionat, pentru că cu Barcelona a jucat în cupă, adică nu în cupă, în grupă mai exact. Acum jucăm cu Bayern München în campionat, campionatul german. Ce ocazie scoate lumea acolo. Stai. Așa, vezi și tu ce faci pe acolo, așa. Așa cum este corner. Ce ocazie mare. Către de a pandurii, nu știu. La Neuer, 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 Neuer. Ce panduri? Păi nu ești pe română. Da, dar e posibil echipă română acum. Nu cred. Jucul acesta este cap vechi, dacă nu știați unii dintre voi. Ar fi, este din 2015 și cel mai puțin acum ar fi să vă spun, să vă spun un indiciu. Paul Pogba normal a fost la Juventus, dar acum este la United. Și acum jocul este tot la Juventus, pentru că nu s-a făcut actualizare, dar nu înțeleg de ce. Pentru că pentru lui Socer s-a făcut. Îți pare o prostie. Nu, da, nu, 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 sper să nu. A crezut că o să iau roșu, dar eu nu am luat nici galben. Greșesc pas aici, Vardy. Începe repriza a doua. Trebuie să revenim în forță pentru a câștiga acest meci. Acum Vardy, Vardy. Recuperăm cu Vardy. Vardy, Schagling, Schagling. A fost, este foul. Și cu, executăm cu Copăr. Copăr în zid, Copăr tot în zid. Și am executat cam binișor cu stopel cam. Nu a fost rău șutul. Nu a fost rău de tot. Nu a fost rău.
Portarul este cam în fața acolo, la faza aceea. Putea să-i fac o scăriță. Aici, Shaglic. Shaglic se duce, se duce. Pasăm către Deagle. Așa, ocazie mare, ocazie mare. Și nu este gol apăr portarul nostru. Ce intervenție fenomenală. Ce intervenție are și putem pleca pe contraatac, ăștia sunt descoperiți în partea noastră. Shaglic trebuie să recuperăm aici pasa. Și recuperăm, dar nu pentru mult timp. Acum Harters. Harters către Maxim. Maxim către Shaglic. Shaglic către Neagle. Putem pleca, poate să fie, nu vreau să termine egalitate cum a făcut-o și în meciul cu Borussia Dortmund. Nu vreau, trebuie să dăm tot ce avem, trebuie să dăm. Sper să bagi vreo cel puțin 2 minute de prelungire, sper, și bagă decât unul, puc. Și pleacă ăștia pe contraatac și sper să nu iau gol la ultima fază a meciului, pentru că dacă nu mai am ce să-i fac, îi bag tackling aici. Și este și penalti în morții mătii. Și iau și roșu, puf. Ei tot. Și se și accidentează Ribery, bravo. Din păcate, cred că o să luăm gol. Și ratează! Robben ratează. Este Ribery și intră Müller. Thomas Müller. Dar într-adevăr se va termina meciul. Dar e bine și un punct decât deloc. Au avut penalti la ultima fază a meciului. Da. Să vă arăt și le dă Schalt Lake. Le dă ofertă Schalt Lake. Este în league un Lizung goalkeeper să rimeze așa. Nu cred că o să plec de la echipa aceasta. Cred că o să plec, dacă o să mai dau oferte vreo echipă, o să plec. Nu o să termin cu totul. Nu accept. Nu. Așa, data viitoare avem meci cu Hanover. Sper că o să-l filmez și nu o să-l joc eu. Așa, suntem pe locul 1 cu 18 puncte, pe 2 este Bayer Leverkusen și pe 3 Bayer München. Așa, data viitoare, data aceasta este cu mai sus cu 2 rânduri decât mine. Colul aici, mi-a făcut Frankfurt, echipa Colul aceea am avut eu. Și grupă să vadă, suntem pe locul 1 cu 9 puncte, Barcelona pe 2 cu 6 puncte, Galatasaray pe 3 cu 3 puncte și Marseille pe 4 cu 0 puncte. Și vom juca cu Cupa Germaniei, vom juca cu Bayer Leverkusen. Și o să fie și un meci interesant aici, Wolfsburg-Stuttgart, o să fie un meci foarte tare. Acestea sunt grupele naționale, organizatorile, Borussia Mönchengladbach, mai multe, da. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Răzvan. Ciao.